Până în 17 martie, Centrul Universitar Nord Baia Mare găzduiește cea de-a 6-a ediție a conferinței internaționale pe teme de filozofie. Este cea mai importantă conferință națională de filozofie din România, la ora actuală. Participă peste 150 de personalități din domeniul acesta interdisciplinar. Avem reprezentanți de la marile universități, din 12 universități din lume, la fel din toate universitățile care au ca și domeniul acest spațiu al filozofiei. Este o conferință interdisciplinară care presupune și 7 dezbateri în plen. Manifestele sunt organizate în colaborare cu Academia Română Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gheorghe Zane. La eveniment sunt prezente mari personalități din acest domeniu. Avem pe John Farina din America, avem japonezi, avem chinezi, avem toate zonele acoperite. Cât de important este acest eveniment pentru instituția de învățământ din Baia Mare? Este extrem de importantă, pentru că asta ne dă vizibilitate și faptul că vin asemenea personalități, fac acest spațiu al Maramureșului și nu numai spațiul românesc, îl fac cunoscut în întreaga lume la marile universități. De fapt, nu am văzut o asemenea mare participare decât la ultimul congres de filozofie care a fost la Bruxelles. Tema conferinței de anul acesta este experiența și explicație în societatea cunoașterii. Este o temă extrem de prezentă în domeniul epistemologiei, deci este o chestiune foarte, foarte actuală. De exemplu, la Bruxelles, la Congresul Mondial, s-a discutat de problema cetățeniei. În domeniul filozofiei este problema aceasta a legăturii dintre experiență, partea practică, că de fapt noi vorbim de o filozofie practică, și explicarea acestei filozofii practice. Atât bursierii care sunt prinși în acest proiect, precum și unele cadre didactice din țară și din străinătate prezente la această conferință, vin cu lucruri noi, cu lucruri interesante, în condițiile în care problema filozofiei, cunoașterii filozofiei, științei, în toată lumea, este o temă abordată tocmai pentru noi dezvoltări, pentru noi aplicații. Lucrările prezentate vor fi cuprinse într-o lucrare de specialitate. Participanții au un program în aceste zile și o vizită de documentare în Maramureșul istoric.